Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și așa cum v-am promis mai devreme, alături de noi se află părintele Adrian Blăjuță, purtător de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice din Iași. Și spun bună seara și bine ați venit la noi sau ați revenit, că bănesc că ați mai fost și la colegii noștri. Sigur că da, bun găsit. Mă bucur pentru această invitație și vin ori de câte ori sunt invitat cu mare plăcere, pentru că vrem să transmitem și noi veștile bune și avem. Da, tocmai de asta a fost un moment foarte potrivit, pentru că au fost câteva lucruri pozitive care s-au întâmplat și ar fi păcat ca cei de acasă să nu le audă. Slavă Domnului, sunt destul de mulți credincioși catolici care sunt interesați de ceea ce se mai întâmplă în Biserica Catolică și de unde mai pui că, iată, în câteva zile vom avea șirul sărbătorilor de primăvară, le-aș numi eu, pentru că sunt foarte importante în calendar și pentru noi toți. Așa este, începem peste câteva zile, deja de duminică începem această săptămână sfântă, săptămâna mare, prin Duminica Floriilor. E adevărat, e această distanță între Paștele Catolic și Paștele Ortodox și în acest an mai, distanța e mai mare de o lună, dar sigur, deja în Biserica Romano-Catolică se începe acest timp sfânt cu Duminica Floriilor, în care noi celebrăm intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, în acel Ierusalim în care peste câteva zile lumea va striga răstignește-l. E cea mai dură, cea mai neagră săptămână pe care putem noi să o retrăim și avem totuși anul acesta o bucurie că vom celebra Sfintele Liturghii, celebrările în biserici, cu credincioși, bineînțeles, respectând măsurile din această perioadă. Dar, într-adevăr, cred că ne aducem aminte cu toții de anul trecut, când nu am putut să fim împreună și pentru preoți, pentru credincioși, și a fost o mare durere, pentru că în astfel de momente, la o astfel de sărbătoare, cea mai importantă sărbătoare, sărbătoarea Paștelui, nu poți să o trăiești singur. Ai nevoie de ceilalți. Noi am încercat anul trecut să punem niște luminițe, niște lumânări prin biserică, în catedrală. Am transmis celebrările de la catedrală și online, dar și prin mai multe televiziuni. Și oricum acest lucru nu poate acoperi dorința de participare la Sfânta Liturghie. Începem o săptămână sfântă, avem această aprobare, să zicem, din partea autorităților pentru a celebra împreună cu credincioșii. Și sunt anumite zile importante din această săptămână. E vorba de Joia Mare, când retrăim înființarea Sfintei Euharistii și în această zi de obicei era acel ritual al spălării picioarelor din partea preotului, a episcopului, în cazul catedralei, nu se mai face. Sunt oricum anumite rituri care nu se pot face în această perioadă, cum este apoi iarăși în Vinerea Mare, când credincioșii catolici sărutau crucea, pentru că era celebrarea pătimirii Domnului, când ne aminteam tocmai de acea zi, acea zi neagră a istoriei, când Iisus Hristos este pe cruce. Și credincioșii veneau unul după altul și sărutau crucea, în semn de venerație, în semn de omagiu adus lui Iisus Hristos. Nu se mai face, nu se mai sărută crucea în această perioadă, dar o plecăciune, un genunchiere în fața crucii va rămâne. Ce iarăși este deosebit anul acesta, vom avea liturghia din noaptea de înviere, îi spunem noaptea de înviere pentru că o vom celebra cel puțin la catedrală la ora 8 seara și nu va mai fi acea procesiune obișnuită pe care o făceam pe străzile orașului, prin centrul Iașului. Apoi, sigur, celebrarea sau celebrările din Duminica Învierii, când prin Sfânta Liturghie de la ora 11, celebrată de Preasfințitul Iosif Păuleț, iată, va avea acea notă de solemnitate a sărbătorii. O săptămână plină, o săptămână mare, o săptămână sfântă, pe care încercăm cu adevărat să o trăim cât mai bine. Vom avea și grijă și noi de la catedrală și toți preoții vor trebui să aibă grijă în această perioadă. Preasfințitul Iosif Păureț chiar a trimis o scrisoare circulară tuturor preoților cu anumite recomandări pe care să le și implementeze, dacă putem să spunem, în comunitățile în care se află, pentru că știm, sunt diferite situații de la o localitate la alta și atunci trebuie să avem mare grijă. Oricum, în Iași, în zilele din săptămâna mare vom avea grijă ca oamenii să ajungă înainte de ora 10 acasă,
în noaptea de înviere, sigur, e posibil ca până la ora 2 să fie credincioșii, să zicem, pe stradă, să poată ajunge, numai că noi ne gândim, știm că este și această indicație, ca oamenii să vină cu mijloacele de transport proprii și credem că nu este posibil, de asta am și lăsat, am și menținut ora 8, ca oamenii să poată veni cu mijloacele de transport în timpul serii și apoi să poată ajunge acasă. Nu toți au mașini și atunci ne-am gândit, pentru că în primul rând este binele credincioșilor. La asta nu toți au mașini, dar probabil o bună parte dintre aceștia își doresc să fie prezenți acolo, mai ales având experiența de anul trecut. Dar eu mi-am amintit de altceva mai frumos din vremea în care eram reporter și la un moment dat am ajuns într-o duminică a Floriilor, un eveniment care mi-a lăsat o emoție în minte și o frumusețe așa de ansamblu extraordinară. Nu cred că am mai văzut până la momentul respectiv așa o organizare frumoasă și în sine tot evenimentul a transmis ceva deosebit. Știu, acum nu se va mai face acea procesiune, dar cu siguranță oamenii vor fi prezenți. Da. De altfel, poate ne explicați un pic sărbătoarea Floriilor, ce semnifică pentru Biserica Catolică. E un pic diferită față de ce se întâmplă în sărbătoarea Floriilor pentru ortodoxi. Este, de fapt, ceea ce trăiesc și frații ortodoxi, adică nu e o diferență mare, e, de fapt, intrarea în săptămâna mare, în săptămâna sfântă, e acea intrare triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Este tocmai, să zicem, începutul celebrărilor cele mai sfinte din această săptămână. Noi privim la Mântuitorul, deja cu această duminică se citește patima Domnului nostru Iisus Hristos, e la începutul celebrărilor, se rostește intrarea sau se proclamă intrarea Mântuitorului în Ierusalim, dar chiar în timpul Sfintei Liturghii, la Evanghelie, se citește patima. Vedeți, este tocmai această situație a omului perfidă de multe ori. Ni se întâmplă ca să îl aclamăm pe Hristos, pe Dumnezeu, să fim împreună cu El, să îi mulțumim pentru ceea ce ne dă, pentru atâtea haruri, dar să fim în anumite momente în care să nu ne intereseze pur și simplu de Dumnezeu, să nu ne intereseze poate nici de cei din jurul nostru. E și comportamentul nostru pe care îl manifestăm de multe ori între noi oamenii. Momente de apreciere, momente de urale pe care le aducem celorlalți și se întâmplă ca poate după câteva ore, după câteva zile să nu mai vrem să auzim de acea persoană sau să o denigrăm sau să vorbim urât despre aceste persoane. Sărbătoarea Floriilor, această zi ne amintește tocmai de condiția noastră umană, că noi trebuie să facem o schimbare și ne introduce în săptămâna sfântă, când mai mult trebuie să ne gândim la viața noastră, la viața noastră spirituală, la interiorul nostru, să vedem dacă nu cumva am deraiat, dacă suntem pe drumul cel bun. Pentru că în agitația pe care o trăim, în frica asta, mai ales din perioada pandemiei, ăsteia, parcă nu mai știm ce-i cu noi. Și văd oameni care ne sună, ne spun problemele, suferințele lor, poate sunt singuri, poate trec printr-o astfel de frică, au trecut prin boală și avem nevoie de timp pentru suflet. Avem nevoie de un astfel de timp și de asta Biserica ne oferă la intervale poate de timp, pe perioada Postului Mare, Săptămâna Mare, înainte de Paște, apoi este și perioada Adventului sau Postul Crăciunului, ne ajută. Noi nu trebuie decât să facem un pic de liniște, să ne mai gândim la sufletul nostru, să ne rugăm mai mult, să mergem la biserică, să ne spovedim că săptămâna aceasta chiar e pentru suflet. E important. E important pentru noi. E important. Ați menționat la început că e o diferență de o lună de zile anul acesta între sărbătorile celor două biserici, să spunem așa. Cred că nu există om sau o persoană care să nu se întrebe de ce există această diferență. La un moment dat noi știam de două săptămâni, depindea de calendar, dar iată acum e o perioadă un pic mai lungă. Da. E poate întrebarea care vine spontan, de ce este această diferență? Nu intrăm prea mult în discuții cât privește echinocțiul, duminica, dar ce este important de reținut este același mister,
al suferinței, morții și învierii Mântuitorului. Și diferența vine tocmai din modul calculării acestei date a Paștelui. Dacă în Biserica Catolică se merge în calcularea datei Paștelui tot după calendarul gregorian, cel civil pe care îl avem și noi, cu zilele acestea pe care le avem, în Biserica Ortodoxă, doar pentru data Paștelui, se calculează după calendarul iulian. Și atunci aici vin niște diferențe de zile și atunci de asta e la, nu știu, la câțiva ani, diferența este de chiar de o lună, dar am avut și momentul celebrării Paștelui în aceeași zi. Și cred că asta este marea bucurie, că de fapt e un cu toții unic mister. Suntem creștini, suntem creștini cu toții și chiar sunt căsătorii din acestea mixte în care unul și sau da. Exact, catolici și ortodoxi, și atunci e un pic dificil să sărbătorești, dar la urma urmei e un alt subiect pe care am putea să-l abordăm, da, pentru că sunt foarte multe întrebări pe marginea acestei teme, dacă sunt catolică, el este ortodox, cum putem face să fie în regulă și să creștem o familie frumoasă, să avem înțelegere și respect și să așa fie este totul ok. Poate discutăm pe final dacă mai avem timp, dar spuneam de vești bune de la începutul emisiunii și iată, aflăm că avem un preot din dieceza romana catolică care se va ocupa de cei săraci. O să ne povestiți un pic despre acest eveniment. E ceva frumos ce se întâmplă. Da, e o veste mare. O veste mare care ne vine tocmai de la Vatican, de la Roma. E vorba de un părinte care era numit totdeauna Don Ben, așa îi spuneau săracii din Roma și prietenii lui. A fost ales acest părinte Benoni Ambăruș, care provine din România, din Moldova, din Somușca, județul Bacău. E un preot al diecezei romano-catolice de Iași, care din 2007 a fost încardinat, adică a intrat în clerul sau rândul preoților din Roma, a diecezei din Roma. Și sâmbăta trecută, la 20 martie, Papa Francisc l-a numit ca episcop auxiliar de Roma. E episcopia, e dieceza papei Roma, dieceza de Roma. Și e o cinste deosebită. Nu a mai fost așa ceva. Ca un, iată, un străin să vină, un român să aibă o astfel de numire. Și încă un lucru, nu a mai fost o astfel de numire de episcop, pentru că el va avea misiunea de a se ocupa de cei săraci din dieceza de Roma, de a se ocupa de misiuni și totodată de a continua această muncă de caritate pe care a avut-o și până în acest moment, pentru că el a fost director al centrului Caritas Roma din 2018. Iată că providența, bunătatea lui Dumnezeu se arată în diferite forme. Am avut un dialog, a fost un interviu pe care l-am avut și ne spunea că încă nu s-a dezbeticit în momentul respectiv. Spunea că cred că atunci când a fost numit, când am auzit numele meu, mi s-a părut că e o greșeală și chiar l-am întrebat pe cardinalul, cel care a rostit numele. Nu, cumva e o greșeală, vedeți, poate ați greșit. Da, e un vis frumos. Da, e și o, să zicem, o cruceliță care se adaugă la crucea pe care o ai de purtat, pentru că e o misiune importantă. E al șaptelea episcop auxiliar de Roma. Erau deja cinci episcopi pentru fiecare sector din Roma. Mai era încă un episcop auxiliar pentru diferite funcții, dar aceasta este o numire nouă. Nu a mai fost în istoria bisericii o astfel de numire și suntem mândri că e de-a nostru. E un părinte care a plecat din mijlocul nostru și totdeauna se întoarce și spune că România este acasă. Adică sufletul lui spunea că e acasă, pentru că de aici a plecat și până și modul lui de a gândi acolo, a zis că el zicea că
Gândește românește. E păcat că am pierdut un astfel de om în sensul în care nu mai este în preajma noastră și nu mai face aceleași lucruri frumoase pentru noi de aici. Dar cu siguranță ce misiune are acolo va acoperi și zona aceasta. Eu sunt convinsă de lucru respectiv. Da, tocmai el a fost pregătit și când era în seminar. El a studiat aici la Iași, a făcut seminarul mic, liceul seminarial, a terminat în 94, apoi a fost trimis la studii după ce a făcut primii 2 ani de filozofie, de seminar mare, aici pe Copou, și încă de pe atunci îmi povestesc colegii, chiar vorbeam zilele astea, că avea înclinații din acestea spre cei săraci într-un mod special, i-a ajutat mult pe cei săraci. Mi-aduc aminte într-un discurs pe care l-a făcut monseniorul Benoni Ambăruș la o întâlnire cu mai mulți din Caritas, din centrul acesta Caritas, și în prezența papei, papa i-a cerut discursul, pentru că probabil i-a plăcut, nu? I-a cerut discursul și chiar dacă mă mai amintesc încă un lucru, când papa Francisc a fost ales la cârma bisericii catolice în 2013, prima parohie pe care a vizitat-o din dieceza de Roma, dieceza papei, da, a fost în parohia părintelui Benoni Ambăruș. Nimic nu e întâmplător. Vezi cum lucrează Domnul în istoria unui om. Cu pași mici, iată că a trecut. Va fi consacrare episcopală pe 1 mai în Bazilica Sfântului Ioan din Lateran. Va merge și o delegație din partea episcopiei noastre pentru a participa la acest moment istoric. Noi așteptăm imagini de atunci, din momentul respectiv. Și emoționant. Da, și tot la capitolul Vești Bune, iată un radio nou, aș putea spune, pe piață, cu teme și tot ce e legat de Biserica Catolică. Cred că era nevoie și de un astfel de canal media. Deși mai sunt și altele, știm asta, dar iată că e ceva nou și e posibil să prindă foarte bine la public. În mod special spre cei spre care ne îndreptăm credincioșii romano-catolici. Dar sunt convins că oricine dorește să aibă un cuvânt de alinare, de însoțire, poate să găsească în acest radio, și numesc, pentru că este radioul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, Hercis FM, adică și deocamdată este online, pentru că așteptăm și din partea autorităților, Consiliului Național al Audiovizualului, concursul pentru obținerea de frecvențe, dar era așteptat încă de după Revoluție, în povestea preasfințitul Petru Gherghel, și pentru el a fost un vis, și pentru mine, sincer, vă mărturisesc că e un vis văzut cu ochii. Da, e un vis văzut cu ochii pe care l-am început noi deja de un an, în perioada asta a pandemiei. Dar preasfințitul Petru Gherghel, episcopul emerit, a dorit întotdeauna, după Revoluție, să aibă un astfel de mijloc de comunicare, un radio, atât de important pentru prezentarea cuvântului lui Dumnezeu, a mesajului celui mai frumos pe care putem să-l avem. Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește în Sfânta Scriptură, dar și prezentarea vieții bisericii, atât a diecezei, a informațiilor care vin din partea bisericii, dar și din partea diecezei, da? Dar și din partea bisericii universale, de la Vatican, din toată lumea aceasta. Și totodată un mijloc de educare. Avem nevoie de educație și în ceea ce privește credința noastră. Exact. Pentru că noi creștem în credință în momentul în care și suntem educați. Pentru că atunci când cunoști mai mult și crezi mai mult, și e un schimb din acesta. Sigur, nu putem să ajungem la o cunoaștere absolută, e imposibil. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dar noi ceea ce facem tocmai pentru oamenii de diferite categorii, la copii, tineri, adulți, în vârstă, familii. Avem emisiuni chiar și de sănătate. Avem un medic, o doamnă medic deosebit care ne vorbește. Și sunt diferite teme pe care le avem. Și, bineînțeles, și de însoțire. Pentru că avem și muzică. Muzică e adevărat și religioasă, dar și șlagăre. Pentru că ne gândim și la
publicul să le nostru. Oferiți exact. Varietate. Exact. Foarte frumoase informațiile pe care ni le-ați oferit în această ediție. Noi sperăm să ne revedem cu bine. Vă dorim sărbători pascale frumoase și liniștite. Iată, e minunat că veți fi aproape de credincioși în Noaptea Sfântă și iată și de flori. Și să ne revedem cu bine într-o altă ediție. Să dea Domnul. Mulțumesc și celor care ne privesc credincioșii romano-catolici în această perioadă. Le doresc într-adevăr o săptămână mare, sfântă, binecuvântată. Și fraților ortodoxi, un post binecuvântat în continuare și ne vom întâlni pe parcursul acestui timp sfânt și să dea Domnul ca într-o zi să sărbătorim împreună. Toate sărbătorile. Mulțumim tare mult! Cu drag. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Serviciile de înfrumusețare pentru prezentatoare au fost asigurate de Rain Salon. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.